La poalele munților au fost promovate în acest weekend bunele practici ale crescătorilor de animale. În centrul atenției vizitatorilor a fost pregătirea unor produse gastronomice cu specific local, precum tocanul de oaie. La eveniment au participat și politicieni care au profitat de baia de mulțime pentru a-și face campanie. Nici măcar un politician din Gorj nu a ratat ocazia de a imortaliza evenimentul pe rețelele de socializare, vorbind de importanța sărbătorii. Senatorul Ion Iordache de la PNL Gorj a ținut să precizeze că a rămas impresionat de cât de determinați sunt novăcenii în a-și promova și dezvolta comunitatea. Ce m-a impresionat pe mine în cele câteva ore petrecute aici, în Novaci, alături de prietenii noștri, de novăceni, modul în care se raportează la loc, la pământ, la casa lor, la tradiții și dorința de a găsi soluții să dezvolte comunitatea aici. Am mâncat împreună cu ei tocanul de novaci, pe care nu-l găsești decât aici, făcut așa, pe rețeta lor tradițională. Cred că trebuie să facem în așa fel încât să îi încurajăm pe oameni și să apară tot felul de evenimente care sunt legate de loc, de tradițiile din fiecare comunitate în parte și să ajungem să le îmbinăm așa cum ne-am propus noi. Cred că cu toții avem o datorie să punem umărul la tradițiile județului nostru și la tot potențialul pe care îl avem, să-l valorificăm pentru a îl pune în mișcare. Liderul PSD Gorj s-a pozat și el la Novaci și tot pe rețelele de socializare a specificat că acest festival este un bun prilej de întâlnire cu trecutul și cu obiceiurile specifice zonei de submunte. Localitatea Novaci a devenit în timp inima tradițiilor populare a Gorjului de submunte, datorită evenimentelor dedicate datinilor și obiceiurilor locului, organizate an de an. Festivalul Tocanului de la Novaci a fost un prilej de întâlnire cu trecutul, cu obiceiurile, portul și cântecele pastorale specifice zonei, a transmis Mihai Weber. Festivalul Tocanului este un eveniment de promovare cultural-turistică a zonei Novaci, Rânca Transalpina.